Bulgaria investește în educația elevilor din sudul Republicii Moldova. Mai multe instituții de învățământ vor primi laptopuri, tablete interactive, autobuze școlare, iar blocul 2 al Universității din Taraclia va fi renovat capital. Un memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat miercuri la Chișinău. Pe lângă proiectele din domeniul educației, același document stabilește investiții în sudul țării în proiecte legate de mediu, energie și libertate de exprimare. Documentul a fost semnat de către ambasadorul Bulgariei în Moldova, Maia Dobreva, ministrul energiei Victor Parlikov și ministrul educației și cercetării Dan Perciun. Diplomatul bulgar a menționat că finanțările, în sumă de peste 750.000 de euro, sunt deja disponibile. I'm really very honored and very very happy that we could organize this ceremony today. I'm very grateful to Minister Parlikov, who was the initiator of this project, and I'm also very grateful to my minister, who is also a vice prime minister, who pushed quite a lot so that we could get the money already. So the money is there, and I believe the beneficiaries could start working in January. Thank you very much indeed, and I wish success to everybody. Valoarea totală a granturilor oferite doar pentru învățământul general din sudul țării este de peste 300.000 de euro. Ministrul Educației a mulțumit Bulgariei pentru acest ajutor important, dar și pentru investițiile statului bulgar făcute anterior în instituțiile de învățământ din țara noastră. Acești pași întreprinși de către statul bulgar vor contribui la promovarea imaginii Uniunii Europene în ansamblu în regiunea din Taraclia, în așa fel încât, într-o manieră foarte tangibilă, concretă, toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limbă vorbită sau etnie, să vadă beneficiile de pe urma integrării europene a țării noastre. Ministrul Energiei Victor Parlikov a evidențiat viteza cu care se dezvoltă relațiile bilaterale dintre Moldova și Bulgaria. Potrivit lui Parlikov, investițiile unui stat membru al Uniunii Europene sunt încă o dovadă că UE este alături de Republica Moldova. Că este o cooperare între Chișinău și Sofia pentru beneficiu bulgarilor din Republica Moldova. Ceea ce vrem să facem este cu sprijinul Bulgariei să facem ca Taraclia, raionul Taraclia, bulgarii din raionul Taraclia să simtă acest beneficiu de la vectorul de integrare europeană pe care l-a asumat Republica Moldova. Republica Moldova merge spre Uniunea Europeană, acolo unde este Bulgaria. Unul dintre cele mai importante proiecte realizate în 2023 cu suportul financiar al Guvernului Bulgariei a fost Sportul unește societatea, cofinanțat și implementat de Asociația pentru susținerea inițiativelor comunitare și sportului. Astfel, 12 echipe de copii au concurat la un campionat de mini-fotbal, iar echipa Liceului Olimpii Panov din Taraclia a câștigat premiul mare, un teren modern de mini-fotbal, care a fost construit chiar la ei la școală.